Ca la fiecare scrutin electoral, și duminică va fi pusă la dispoziția alegătorilor o urnă mobilă pentru cei care nu se pot deplasa la secția de votare. Persoanele care se află internate în spitale, în cămine de asistență sociale și care se află în imposibilitatea de a se deplasa la secțiile de votare, își vor exprima dorința de a vota sub forma unei cereri. Cererea va fi însoțită de acte doveditoare, acte medicale sau alte acte din care rezultă că sunt în imposibilitate de a se deplasa la secția de votare. Cererea trebuie depusă cu o zi înaintea votului. Cererea însoțită de aceste acte va fi depusă în intervalul orar 18:20, sâmbătă 24 mai, la cea mai apropiată secție de votare la care este arondată unitatea respectivă, că este unitate sanitară sau este unitate de asistență socială. De asemenea, deținuții din penitenciarele prahovene își pot exercita dreptul la vot tot cu ajutorul unor urne speciale. De asemenea, așa se va întâmpla și pentru penitenciare, pentru acele persoane care au drept de vot, deci nu au interdicție de a-și exprima opțiunea. Deținuții vor vota chiar în cadrul penitenciarelor unde au fost închiși.